Bună dimineața, ziua, seara, nu știu ce moment al zilei este când vă uitați la acest clip, dar la mine este dimineață. Cred că se vede după fața mea, se vede, cred că se cunoaște și după vocea mea. Mă gândeam astăzi să filmez un clip în care să vă arăt cum vreau eu să mă machez de Crăciun anul acesta. Mă gândeam eu înainte să vin să filmez clipul ăsta că poate ar trebui să mă aranjez puțin, să-mi aranjez puțin părul, să arăt așa mai prezentabil în fața camerei, dar pe aia m-am gândit. Să fim serioși, dimineața de Crăciun probabil o să arăt exact așa cum mă vedeți acum și după aia o să duc să mă aranjez, să arăt mai prezentat puțin, să nu se sperie lumea de mine. Așa că așa am venit și în fața voastră în dimineața asta. Iar dacă vreți să vedeți cum am ajuns de la asta la asta, urmăriți în continuare. Haideți să începem machiajul, iar astăzi am un fond de ten nou pe care vreau să-l încerc. Am aici o mostră pe care am luat-o de la Sephora. Este fondul de ten Fenty Beauty. Al meu este nuanța 180. M-am dus acum câteva zile la Sephora ca să-mi iau o mostră din acest fond de ten după ce am văzut clipul Adelei Manolache în care vorbea despre favoritele anului. Și la favorite a inclus ea și acest fond de ten. Spunea că este bun pentru tenul gras. Eu am tenul gras și am zis, ok, e timpul să încerc acest fond de ten. Am tenul destul de hidratat acum, tocmai ce mi-am aplicat crema de față, așa că nu o să mă dau cu niciun fel de primer. Îl voi întinde cu burețelul acesta de la Dermacol și sper să nu fie nuanța prea închisă. Am vrut să încerc acest fond de ten după ce l-a recomandat Adela pentru că se pare că avem gusturi asemănătoare la fondurile de ten și am zis că ok, dacă ei se potrivește și îi place, s-ar putea să-mi se potrivească și să-mi placă și mie. Până acum arată bine, l-am aplicat doar pe jumătatea aceasta de față și zice că are acoperire medie, cel puțin aplicat cu burețelul. Vedeți că mi se mai văd aici aceste două coșuri pe care le am. Dar uniformizează tenul și nuanța pare să fie ok. Se pare că am ales o nuanță destul de potrivită. Așa arată fondul de ten aplicat pe toată fața. Arată destul de bine, are un finish mat. Îmi scoate în evidență părțile unde am cojițe sau unde am pielea mai uscată. În jurul nasului pielea mai uscată acum. Dar în rest arată bine pentru că am tenul destul de hidratat în momentul de față. Este într-o stare bună și arată bine. Nu l-aș recomanda deloc pentru tenul uscat, pentru că probabil ar scoate în evidență toate zonele alea de piele uscată. Mă voi da acum și cu anti-charcan și îl voi folosi pe acesta de la Too Faced. Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer, cel care vine în tubul acela mare și gras. Eu ce îl aplic aici în colțul intern. Îl aplic și pe pleoape. Îmi voi fixa acum anti-charcanul folosind această pudră de la Hourglass Veil Translucent Setting Powder cu această pensulă de la NYX. Nu știu exact cum se numește, pentru că nu are niciun număr pe ea, dar îmi place extrem de mult pentru a fixa zona de sub ochi. Îmi place forma ei și este și moale, e numai bună pentru asta. După ce îmi fixez anti-charcanul de sub ochi, îmi place să-mi fixez și zona asta din jurul nasului și zona asta aici unde am ridurile astea de expresie. Astea sunt zonele pe care le fixez eu cu pudră de obicei. Voi aplica puțină pudră și pe zona asta dintre sprâncene și deasupra sprâncenelor, pentru că aici lucesc eu cel mai repede de obicei. Și cam atât, nu voi aplica pudră pe restul feței. Sprâncenele mi le voi face cu acest creion de la NYX, Precision Brow Pencil în nuanța blond. Voi încerca să mi le conturez prea tare, pentru că am tendința să fac asta uneori. Și pare că mă vedeți acum cu sprâncene super intense. Bun, trecem acum la machiajul ochilor și stăteam și mă gândeam cu ce culori vreau să mă machiez. Cred că vreau niște piersiciu în pliu, după aia puțin roz și sclipici roz pe pleoapă. Un machiaj nu foarte intens, dar de efect, aș zice. Și mă gândeam să folosesc paleta asta de la Kylie, The Royal Peach Palette, pentru că am în ea nuanțe piersicii și nuanțe de roz și hai să vedem ce iese. Voi începe cu această nuanță, nuanța cea mai deschisă, piersicie din paletă și o voi aplica în pliu cu pensula 17 de la NYX. Aceasta va fi nuanța mea de tranziție, vreau să trec de la piersiciul ăsta la un roz, un roz mauv așa. Aș vrea totuși să mai pun un roz mat în pliu și îl voi folosi pe acesta. Este de la Makeup Geek și este nuanța Cupcake. Îl voi aplica cu pensula 227 de la Zoeva. Este atât de prăfos fardul ăla. Fardurile mate de la Makeup Geek mi se par foarte prăfoase. Aplic fardul în pliu și îl duc și pe pleoapă. Nu neapărat până la baza genelor, dar
Mai la plic peste tot. Vedeți că la plec din colțul intern până în colțul extern. Mai duc pensula și în sus ca să stumpesc farul în sus și în jos ca să-l duc și pe pleoapă. Mă voi întoarce acum la paleta Kylie și voi lua nuanța aceasta din paletă, care este un mauve roz, lila, si de fat. Nu este foarte intens, prea sclipicios, dar vreau să-l aplic pe pleoapă. Și îl voi aplica cu o pensulă plată. Aceasta este 242 de la MAC. Și voi umezi și pensula cu niște spray pentru fixarea machiajului. Aplic fardul si de fat pe toată pleoapa, dintr-un colț până în celălalt. Iar pe pleoapa inferioară voi aplica aceleași farduri pe care le-am aplicat în pliu. Voi începe cu cel piersiciu, iar apoi cel roz de la Makeup Geek. Și le voi aplica cu această pensulă de la NYX, pensula 15. Este un fel de pensulă din aceea creion. E mai bună pentru a aplica fardul pe pleoapa inferioară. Și cu aceeași pensulă voi lua fardul cupcake de la Makeup Geek și îl voi aplica un pic mai aproape de baza genelor. Este așa de prăfos fardul ăsta, nu intră în ochi. Mă acuzam ochii roșii după asta. O să știți de la ce e. Îmi voi lumina puțin și colțul intern folosind acest far de la Makeup Forever, I526. Voi folosi o pensulă plată pentru asta. Iar acum, ca să fac acest machiaj puțin mai special, voi adăuga și niște sclipici. Nu sclipici auriu, dar totuși sclipici. Acesta este de la NYX și este nuanța Rose, 02 Rose. Este asemănător cu fardul pe care l-am pe pleoape acum. Dar vreau să-i adaug acolo puțină sclipire. Voi turna foarte puțin în căpăcel. Iar acum voi lua acest primer pentru sclipici, tot de la NYX. Este foarte lipicios și ajută sclipiciul să se lipească mai bine de pleoapă. Și îl voi aplica cu degetul. Am pus o cantitate foarte mică pe mână, îl întind bine și îl voi aplica cu degetul peste fardul pe care l-am acum pe pleoapă. Tapotez ușor, doar în centru, pentru că acolo vreau să aplic puțin sclipici. Nu foarte mult. A început să-mi lacrimeze ochiul ăsta. Cred că este de la tot fardul ăla care mi-a intrat în ochi. Bah! Înainte să se usuce acel lipici, voi lua această pensulă, dacă vreți. Nu știu cum ți-i spun. Este un aplicator special pentru sclipici de la NYX. Este numărul 36. Are un aplicator de silicon aici. Este așa de ușor să tapotez partea asta în căpăcel și să ia sclipiciul acolo și nu trebuie să mai stau cu degetul sau mai știu eu ce. Am scuturat bine asta ca să nu iau prea mult sclipici. Și acum doar apăs ușor aici în centru, unde am aplicat lipiciul. Acum sper doar să rămână acolo sclipiciul și să nu mi se întindă pe toată fața. Dar chiar dacă mi s-ar întinde pe toată fața, nu m-aș supăra. Mi-mi place sclipiciul. Voi face la fel și la celălalt ochi. Voi mai lua niște lipici, niște primer pentru sclipici. Țin minte prima dată când am folosit acest aplicator, am zis, wow, unde ai fost toată viața mea? Este perfect pentru a aplica sclipiciul pe pleoapă sau pigmenți, absolut minunat. Practic, acesta este machiajul ochilor. Destul de simplu, n-am folosit 1000 de farduri, dar sclipiciul ăsta îi dă așa un pic de efect, îl face să pară puțin mai special. Și mă voi da acum și cu niște tuș negru. Acesta este Epic Ink Liner, tot de la NYX. Deja am făcut linia de tuș mai groasă decât mi-ar fi plăcut, asta pentru că tot încercam să o fac mai uniformă, Și uite, așa s-a îngroșat și linia de tuș. Iar acum să vedem dacă reușesc să fac la fel și la celălalt ochi. Îmi lacrimează ochiul în colțul ăsta extern și mi s-a întins și tușul acolo. Tușul meu nu este perfect simetric, dar îl voi lăsa așa înainte să-mi fac un tuș din ăla până în sprâncene și până la urechi. Mă voi da acum și cu niște rimel. Îl voi folosi pe cel de la Maybelline, Lash Sensational. Iar acum trecem la machiajul feței și voi aplica mai întâi niște pudră bronzantă. Aceasta este de la Physicians Formula Butter Bronzer. E pe terminate. Și voi folosi această pensulă de la Dermacol D56. Voi aplica pudra bronzantă mai întâi pe frunte. Apoi voi duce încet. Voi aplica bronzer și pe gât puțin, ca să nu am gâtul alb și fața bronzată. Bronzer, fără bronzer. Mie îmi place mai mult cu bronzer. Cred că vreau să folosesc un far de obraz piersiciu la acest machiaj, dar nu prea piersiciu, nu prea portocaliu. Și cred că îl voi folosi pe acesta de la MAC, Mineralize Blush în nuanța Warm Soul. Nicio surpriză că folosesc blushul ăsta. Mie mi se pare că merge la orice machiaj. Și e nude piersiciu, dar nu prea piersiciu.
Îl voi aplica cu pensula 116, tot de la MAC. Vreau să aplic și puțin de tot iluminator și îl voi aplica pe acesta de la MAC, Soft and Gentle, care e aproape pe terminate. Puțin de tot, voi încerca să pun puțin. Pensula aceasta este de la Dermacol, de 54. Foarte puțin. Un pic mai mult. Gata, ajunge. Nu vreau să fie prea strident, dar totuși vreau să fie acolo ceva. Mi-a mai rămas doar buzele și... Uitați cu ce mă voi da astăzi pe buze. Este luciul de buze de la Fenty Beauty, nuanța Fussy. L-am avut pe lista mea de dorințe, lista mea cu ce-mi doresc de Crăciun. Și până la urmă mi l-am cumpărat singură. Zic, nu mai aștept eu pe moșul, nu mai aștept să vină Crăciunul. Eu vreau să mă dau cu el acum. Și așa cum mi l-am cumpărat și mă voi da astăzi cu el. Vreau să șterg totuși puțin din fondul ăsta de tent pe care l-am pe buze. Așa arată luciul pe buze. Nu este foarte pigmentat, după cum se vede, dar totuși dă o nuanță ușor rozalie buzelor. Și îmi place extrem de mult. Este exact cum așteptam să fie. Chiar dacă am terminat machiajul, înainte să închei clipul, vreau să-mi fac și părul, pentru că vreau să arăt și eu om normal. Aceste bucle le am de 3 zile, cred. Este timpul să mă spăl pe cap, dar mă voi spăla mâine, astăzi nu. Și vreau să-mi aranjez părul acum repede, repejor. Aici aproape că nici nu mai am bucle, sunt deja aproape inexistente. Dar îmi voi da părul acesta după ureche. Și vreau să-mi aplic o agrafă. Aceasta are niște steluțe, o agrafă aurie. Ca să-mi prind părul aici după ureche, să stea acolo întins și bine. Și să dau ceva în plus. Iar acum mă voi da și cu niște fixativ ca să îl mai netezez puțin. Este un fixativ care nu are putere de fixare prea mare, dar ajută părul să arate puțin mai neted. Trebuie să-mi pun acum și cerceii și lănțișorul ca să fie totul complet, machiajul ținuta. Nu cred că se va vedea, dar vreau totuși să-mi pun și acest lănțișor la gât. Pe acesta l-am primit cadou de la Raluca, prietena mea dragă, l-am primit cadou de Crăciun. Nu știu dacă o să-mi las lănțișorul sau nu, mi este așa de ciudat să-mi pun lănțișorul acum că am tăietura asta la gât. Este prima dată când îmi pun un lănțișor la gât după operație și mi se pare că arată tare ciudat. Așa că nu știu dacă îl păstrez, dar o să las așa deocamdată. Și cam acesta este machiajul pe care am eu de gând să-l port în ziua de Crăciun. Sper că v-a plăcut și vreau să-mi spuneți în comentarii cum vă machiați voi de Crăciun anul acesta. Dacă o să vă machiați. Spuneți-mi ce faceți, unde vă duceți, dacă aveți o ocazie specială, o petrecere, ceva de Crăciun. Abia aștept să citesc răspunsurile voastre în comentarii. Iar dacă v-a plăcut clipul, nu uitați să apăsați butonul de like. Abonați-vă ca să vedeți ce voi mai posta în viitor. Iar noi ne vedem în curând. V-am pupat! Mua! Pa!